Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! Pastorul Domnului voi citi trei versete din Evanghelia lui Luca. Două versete din capitolul 17, versetul 20 și 21. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni Împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Un verset din Evanghelia de astăzi. Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav mă chinuie să îndăpăi aceasta. Vedem din Evanghelia de astăzi când Domnul Iisus vorbea noroadelor căci după viața aceasta de pe pământ, sunt două locuri unde oamenii vor ajunge. În Împărăția lui Dumnezeu și în locuința morților. Și ne pune în față astăzi Evanghelia doi oameni. Un sărac, care Evanghelia îi dă numele, săracul Lazar, și un bogat, care îi dă numele. Și spune că acest sărac își dorea să mănânce măcar firmiturile care cădeau de la masa bogatului și nici pe acelea bogatul nu voia să le dea. Probabil când ieșea bogatul din casă, în drumul lui, unde avea treabă, sau când se întorcea înapoi, era cumva jenă când îl vedea pe cel sărac, cerșetor, la poarta lui. Era murdar, era bolnav, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, era plin de bube și venea câinii și lingeau bubele. Și probabil că s-a și bucurat când a auzit că a murit săracul Lazar. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că a murit Lazar și îngerii l-au luat și l-au dus în sânul lui Avram. Vedem, Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune despre Lazar că era credincios, dar înțelegem că acest cerșetor era credincios lui Dumnezeu. Și acest bogat, cu familia lui toată, nu erau credincioși lui Dumnezeu, pentru că spune bogatul când vorbea cu părintele Avram să trimis pe Lazar în casa tatălui meu, că mai am cinci frați, să nu ajungă și ei locul acesta de chin. Și vedem cum Domnul Iisus vorbea oamenilor ca să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu, dar Dumnezeu lasă voia liberă a omului să aleagă unde vrea să ajungă. În Împărăția lui Dumnezeu sau în locuința morților. În versetul 14, tot din capitolul 16, spune Cuvântul Domnului: Fariseii care erau iubitori de bani, ascultau și toate lucrurile acestea și își bătea joc de el. Își bătea joc de Domnul Iisus când vorbea la oamenii, pentru că ei nu-L cunoșteau pe Domnul Iisus. Nu credeau în Domnul Iisus, prin toate semnele pe care le făcea. Domnul Iisus vorbea oamenilor pe față, vorbea despre Împărăția lui Dumnezeu și învăța pe fiecare cum să ajungă la Împărăția lui Dumnezeu. Când vorbea Domnul Iisus cu fariseii și îi mustra și le zicea: voi aveți cheile Împărăției lui Dumnezeu. Nici voi nu intrați în ea, nici pe cei ce vor să intre, nu lăsați să intre. Și vedem din cele patru evanghelii, când cât timp Domnul Iisus a trăit pe pământ și vestea Cuvântul lui Dumnezeu și făcea atâtea minuni ca oamenii să creadă că este Fiul lui Dumnezeu, este Hristosul care trebuia să vină în lume. Vedem că cei învățați care cunoșteau Vechiul Testament, legea lui Moise, ei nu credeau. Și cei mai de jos, săraci,
sau cei mai păcătoși credeau când Domnul Iisus le spunea: eu sunt Fiul lui Dumnezeu, crezi? Și credeau ce ei să face. Și de la începutul Bibliei până la sfârșit, Dumnezeu prin cuvântul Său ne învață pe fiecare cum să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Și ne învață Domnul ca să lăsăm păcatele, să lăsăm tot ce este rău, să lăsăm calea lată și să alegem pe Domnul Iisus Hristos și să mergem pe calea pe care El ne arată prin Sfânta Scriptură ca să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. În cartea de Deuteronom din Vechiul Testament, când Dumnezeu vorbea prin Moise, poporul evreu, la capitolul 30, ne spune chiar un titlu, alegerea. Și Dumnezeu le punea în față moartea și viața, binecuvântarea și blestemul. Și Dumnezeu le zice: alegeți ce vreți voi. Și aș vrea să citesc câteva versete din Deuteronom. Din capitolul 30, cu versetul 19. Iau azi cerul și pământul martorii vorbirilor voastre, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Vedem Dumnezeu în voluntatea sa, îi arată omului ce să aleagă, viața. Dar diavolul, care totdeauna a fost dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul oamenilor, înșeală pe oameni cu tot felul de pofte și tot ce izbește privirea prin păcate, ca să se depărteze de Dumnezeu. Și atunci oamenii alege moartea. Cum și bogatul din Evanghelie de astăzi trăia foarte bine, probabil că se gândea cum să trăiască mulți ani, câtă avere are, este sănătos. Dar într-o zi i s-a sfârșit viața și a ajuns în locuința morților. Părintele Iosif Grifa a vestit cuvântul lui Dumnezeu în toată țara, în toată țara noastră. Și a vrut ca toți românii să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să înțeleagă că Dumnezeu iubește pe orice om care este în lume și pe orice păcătos care îl primește pe Dumnezeu, îi va da mântuirea sufletului. Și Părintele Iosif a scris multe istorioare. Și una din istorioare care aș vrea să o citesc acum se aseamănă foarte bine cu Evanghelia din duminica aceasta. Și spune Părintele Iosif: un credincios visă că trecuse în viața cealaltă. Ajunsese tocmai între hotarul dintre rai și iad, dintre lumină și întuneric. Sus, în lumina aceea strălucitoare a raiului, văzut pe Părintele Avram. Un îndemn lăuntric îl făcu să întrebe: Părinte Avrame, cine se află acolo? Români, nemți, englezi, francezi, ruși, unguri? Nici de unii, răspunse glasul de sus. Atunci, poate că cei de acolo sunt ortodoxi, sau catolici, sau protestanți, sau baptiști, sau adventiști. Nici de unii, răspunse glasul de sus. Atunci, poate sunt cei cu calendarul vechi, sau cei cu stilul cel nou. Nici de unii, răspunse glasul. Atunci, cine poate fi acolo? Aici, răspunse Părintele Avram, sunt numai copiii lui Dumnezeu, sunt numai cei care au trăit în lume o viață de copii al lui Dumnezeu. În Evanghelia de la Ioan, în primul capitol, spune cuvântul Domnului. Deci Domnul Iisus a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor care l-au primit, toți acei care au crezut în Domnul Iisus, că este Fiul lui Dumnezeu, li s-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Vedem cum Părintele Iosif a vestit cuvântul lui Dumnezeu în toată țara. Și cei mai mulți care au primit cuvântul lui Dumnezeu erau cei de la țară, oameni simpli, oameni săraci.
Și spune Părintele Iosif că Împărăția lui Dumnezeu se află numai în copiii lui Dumnezeu. Încă din Vechiul Testament, din tot Vechiul Testament și Noul Testament și Faptele Apostolilor, prin Cuvântul lui Dumnezeu, fiecare înțelegem că Dumnezeu este bun și ne învață pe fiecare ca să ajungem în Împărăția Sa și să ajungem acolo unde Domnul Iisus ne-a pregătit un loc. Când Domnul Iisus spune, în casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș spune. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și Domnul Iisus ne așteaptă pe fiecare să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Vedem că se spune că Împărăția lui Dumnezeu începe de pe pământ, dar și iadul începe de pe pământ. Și poate ne întrebăm, cum începe Împărăția lui Dumnezeu de pe pământ? Împărăția lui Dumnezeu este aceasta, adunarea noastră. Sunt cei care iubesc pe Dumnezeu și vin în sărbătorile, în sărbătoarea de săptămână, duminica sau alte sărbători, se strâng frați și surori și ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, cântă o cântare spre slavă lui Dumnezeu. Acesta este un loc ceresc. Cum de la început, de la rugăciune, am chemat pe Domnul Iisus să vină în mijlocul nostru și credem că Dumnezeu este în mijlocul nostru, Sfinții Îngeri. Și Raiul începe de pe pământ. Și Dumnezeu se bucură împreună cu noi, căci fiecare dintre noi vrem să ajungem acolo sus, în Împărăția Sa. Și toți care suntem aici, în această sală, frați și surori, de la cel mai mic copilaș până la cel mai bătrân frate, cu toții suntem copiii lui Dumnezeu, unde Domnul Iisus ne-a pregătit un loc sus în cer. Și fiecare dintre noi dorim să ajungem acolo. Chiar și cei care nu le place să vină la biserică sau să fie credincioși lui Dumnezeu, care merg prin discotecă sau prin cârciuni, și pe aceea, dacă îi întreb, unde vrei să mergi după moarte? Vrei să mergi în iad cu diavolul sau în cer la Dumnezeu, în paradis? Cu siguranță, vrea cu toții în paradisul lui Dumnezeu, în Împărăția lui Dumnezeu. În toată Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne îndeamnă pe fiecare ca să-L iubim și să mergem pe calea Sa. Domnul Iisus spune, eu sunt calea, eu sunt ușa oilor, eu sunt viața și înviere. Cine trece prin mine, spune Domnul Iisus, va avea viața și va ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Totuși, pe ultima pagină din Biblie, Dumnezeu lasă voia liberă a omului să aleagă. Și spune în Apocalipsa, la capitolul 22, pe versetul 11, cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe, fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Și fiecare om, ce-a făcut în această viață? L-a iubit de Dumnezeu sau nu l-a iubit de Dumnezeu? A iubit calea lată sau calea strâmtă? Și Domnul Iisus va plăti fiecăruia. Celui care a iubit pe Dumnezeu, a iubit calea pe care a arătat-o Domnul Iisus, Domnul Iisus îi va răspăti cu viața veșnică, în Împărăția lui Dumnezeu. Iar cei care nu au iubit pe Domnul vor merge în locuința morților, unde a ajuns bogatul din Evanghelie de astăzi. Vreau să mai citesc două versete dintr-un psalm și voi încheia. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Mulțumim Domnului Iisus, mulțumim Domnului Dumnezeului nostru pentru bunătatea Sa cea mare, că ne iubește pe toți și iubește și pe cei care sunt necredincioși, ca și ei să vină pe calea mântuirii.
Și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărat copii săi și să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Amin.